Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru vineri. Vineri, o zi destul de interesantă în care, pe de o parte, se resimt acele senzații de dezinformări, de haos, dar, pe de altă parte, este o zi în care se mai rezolvă și anumite probleme destul de importante. E ca și cum ni se întunecă așa deodată imaginea, ni se dau planurile peste cap, ca spre finalul zilei sau una a doua jumătate a zilei, să ne dăm seama de ce s-au întâmplat astea și chiar poate să rezolvăm anumite lucruri foarte importante, așa ca prin minune. Bineînțeles că astăzi avem turnul, așa cum știți turnul de care fuge toată lumea, el are și uh, aspecte pozitive și aspecte mai puțin pozitive, dar astăzi chiar v-aș recomanda să fiți foarte atenți. La lucrurile care o iau razna și la lucrurile care nu funcționează, da? nu încercați să vă implicați acolo Este o intervenție divină din punctul meu de vedere care ne ajută foarte mult să fim plasați acolo unde trebuie Poate nu era nevoie să rezolvăm lucrul ăla vineri, poate era o altfel de rezolvare mult mai bună Cam această combinație o avem. Ar trebui să fie și majoră luna, mai mult decât atât. Deci este o lună, și mai ales o zi în care chiar nu vedem lucrurile clar, și e posibil nici să nu vedem uh, anumite lucruri care se rup, anumite surprize pe care le avem. Atenție pe drumuri astăzi, chiar atenție pe drumuri, atenție pe um, alegerile pe care le putem face. Ziua de vineri chiar poate să vină cu tot felul de evenimente neprevăzute care să ne încurce planurile, așa cum am spus, nu uh, au ca și scop ceva negativ toate aceste evenimente, ci pur și simplu ne ajută foarte mult să. Ne organizăm mai bine, așa cum am spus în a doua parte a zilei și suntem extrem de bine susținuți astăzi pe a ne învinge o teamă pe a face ceva practic da? și să vedem că uite că nu e chiar atât de rău. E ca și cum te uita afară și îi spune, fai, îți dai seama cât e de frig, cât e de urât, cât e de... Da? Și ieși afară și vezi că e chiar bine, adică nu e chiar atât de frig pe cât îți imaginezi tu. Ceva de genul acesta. În egală măsură, e o zi în care putem să avem curajul să ne organizăm ceva mai bine, de ce nu? Chiar este un moment bun pentru așa ceva. OK. Uh, și acestea fiind spuse, te invit să cauți zodiile de care ești tu interesat, poți să asculti și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Uh, în egală măsură, mai am o informație de transmis și anume că indiferent de alegerea pe care o ai de făcut astăzi, vineri Uh, încercă să vezi partea practică a lucrurilor și dacă vezi că totuși nu funcționează, lasă-le așa pentru că le poți rezolva săptămâna viitoare mult mai clar da? și mult mai uh, benefic, ca să spun așa. O zi favorabilă pentru mutări, pentru relocări, pentru schimbări în egală măsură. Și pentru curățenie în casă, dacă vreți să vă apucați de vineri, e OK, tot înainte, pentru că uh, chiar aveți ocazia să faceți o curățenie din aceea lună. Da. Bun, gata, te invit să cauți zodiile de care ești interesat, ascultă și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. De asemenea, te invit la filmările pentru această săptămână, dar și la filmările pentru următoarea săptămână, pentru că urmează o săptămână magică, o săptămână extrem de frumoasă, din punctul meu de vedere. Avem și solstițiul de iarnă, avem și lună nouă în Capricorn, mai avem și niște evenimente foarte frumoase și chiar magice cu adevărat de Crăciun, chiar în prima zi, așa că te invit să vizionezi filmările pentru următoarea săptămână, dacă n-ai făcut-o deja. Au apărut toate zodiile, da? am început cu săgetătorul că e sezonul lor și am terminat cu zodia Scorpionului. Da, iar următoarele filmări vor începe cu Zodia Capricornului, că începe sezonul lor și se termină cu Săgetătorul Asta pentru cei care tot nu ați înțeles în ce ordine se postează Zodiile De asemenea, încercați să fiți atenți la titlu, da? că scrie acolo în titlu perioada, de când până când Și dacă ești curios, te invit și la filmările pentru 2023, dar și la previziunile pentru luna decembrie, că mai urmează evenimente chiar și după Crăciun Bun, hai să începem! Zodia Berbec. Pentru tine este o zi în care ar fi bine să nu exagerezi foarte mult cu munca și ar fi bine să acorzi o mai mare atenție uh, lucrurilor pe care le ai de făcut. Uh, vezi că e o zi bună pentru tine în care rezolvi niște lucruri foarte importante legate de casă, de familie, rezolvi niște lucruri importante legate de șef, legate de niște instituții publice. Chiar o zi foarte, foarte bună pentru tine. Bun, hai să vedem ce îți spune și tarotul. Ce trebuie să știi tu, dragi berbeci! Hai să vedem. În prima carte, Moartea: O Legătură cu un Scorpion și 8 de Cupe. Văd aici că ceva lași în urmă, da? e vorba de o încheiere. Poate cine știe, unii berbeci chiar plecați mai devreme de la muncă sau reușit să finalizați un proiect astăzi, reușiți să uh, încheiați săptămâna într-o notă pozitivă. Următoarea carte, 7 de cupe, foarte frumos, este o zi în care pot apărea bucurii neașteptate, dar este și o zi în care ai de făcut niște alegeri importante. Uh, Așa cum am spus, este o zi cu alegeri pe de altă parte, dar chiar ți-aș recomanda aici să să mai aștepți puțin. Următoarea carte, valetul de spade, foarte multă curiozitate văd aici din partea ta, dar și o puternică legătură cu o persoană mai tânără. Unii berbeci astăzi sunteți foarte preocupați de studii, vreți să studiați ceva, vreți să analizați ceva, dar poate ar fi bine, așa cum am spus, să lăsați lucrurile de la sine. Da? E, e o oboseală aici pe care voi o simțiți și din acest motiv ar fi bine să nu exagerați. Zodia Taur, Uh, pentru tine este o zi în care uh, pot apărea tensiuni în relația cu persoana iubită, în relația cu niște prieteni, în relația cu un copil. Sunt lucruri pe acolo destul de ciudate, aș spune eu. Uh, de asemenea, poate să fie o zi, cel puțin în prima parte, în care ți-aș recomanda să eviți foarte multe conversații cu persoana iubită, cu un copil, să eviți luptele astea de orgolii. Uh, pe de altă parte, e o zi foarte bună, da? mai ales spre seară, când comunicarea e bună, relația cu persoanele din străinătate se îmbunătățește și chiar rezolvi niște lucruri extrem de importante pentru tine, ca să zic așa. Hai să vedem, dragi tauri, ce facem, ce se întâmplă. Ce trebuie să știi? Dacă ești o persoană singură, mai apar niște tensiuni pe acolo, începe criza, vine Crăciunul, vine Revelionul, stau singur sau singură, apar niște chestii pe acolo. La baza pachetului, și tu ai tot arcana majoră, moartea, dar cu regina de cupe. Deci o legătură foarte puternică văd pentru tine cu zodii de apă. Rac scorpion pești, dar este o zi în care sufletul tău îți cere să închizi ceva, îți cere să te eliberezi dintr-o situație. Da? Următoarea carte, 5 de cupe. Așa cum îți spuneam, apar niște tensiuni aici, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, poate chiar sunt lucruri care sunt de ceva timp în viața ta și pe care poate trebuie să le elimini. Următoarea carte, 5 de monede, este o zi în care și tu ar trebui să fii mai atent pe zona sănătății și cartea aceasta să știi că mai vorbește și despre o intuiție mare, mai ales în acest context, dar vorbește și despre faptul că ar fi bine să renunți la o idee, să abandonezi ceva. Dacă ceva nu funcționează în această zi, e bine să lași lucrurile așa. Zodia Gemeni uh, dragi gemeni, e o zi în care apar tensiuni în casă, în relația cu tatăl, în relația cu soțul, mai știu eu ce. Uh, pentru alții, e o zi în care apar tensiuni de pe locul de muncă. Nu știu, ești preocupat, trebuie să rezolvi lucruri și pentru casă, și la muncă. Ai de lucru cu actele, e o nebunie totală pentru tine, dar vestea bună e că reușești să rezolvi ceva legat de bani astăzi, da ceva legat de un uh, un cadou de la muncă, ceva legat de niște bani suplimentari, iar unii gemeni puteți să rezolvați ceva important legat de bani și de casă sau legat de o persoană din familie. Uh, o zi în care încep să te poziționezi altfel, da? ai susținere, ești bine văzut, ca să zic așa. Hai să vedem, dragi gemeni, ce trebuie să știți voi. La baza pachetului temperanța, o legătură cu un săgetător văd aici, dar este și o zi în care e nevoie să te împarți între mai multe direcții, Uh, e nevoie să dai dovadă de liniște, e nevoie să dai dovadă de înțelegere, de pace, foarte important acest aspect și avem regina de cupe. Vezi că e o zi în care ai și o intuiție foarte bună, chiar ai o intuiție extraordinar de bună, apoi 5 de cupe, vrei să te revezi cu cineva și nu reușești sau e vorba de o problemă veche care acum se poate rezolva e ceva ce nu-ți convine, ce nu-ți place. Iar ultima carte vine cu roata destinului, cu o puternică legătură cu zodii fixe, taur, leu, scorpion, vărsător. Dragi gemeni, poate, nu știu, eu o zi în care vă dați seama că ar fi bine să vă concentrați doar pe un lucru, da? să lăsați nu știu câte activități deoparte, să îi mai lăsați și pe ceilalți, pentru că Totuși, nu e bine să trageți foarte mult de voi. Zodia rac. Pentru tine este o zi în care, în primul rând, apar tensiuni, da pe zona drumurilor pot apărea tensiuni și în relația cu persoanele din străinătate, iar dacă în momentul de față te afli da în străinătate sau undeva în lume, vezi că apar niște probleme pe acasă, da, în țara în care tu, tu, tu te-ai născut sau, cine, sau afli de o Afli că s-a întâmplat ceva, nu-i neapărat acum să vină apocalipsa, da? Uh, poate să fie și o zi cu discuții în contradictoriu, în egală măsură, dar pentru tine, să zic așa, ar fi o zi în care ar fi bine să fii foarte atent la discuțiile care apar la muncă sau mai ales la discuțiile în contradictoriu legate de un șef. Dacă îți cauți un loc de muncă, vezi că astăzi nu e o zi extrem de favorabilă din acest punct de vedere, cel puțin în prima parte a zilei. Apoi lucrurile se mai detensionează și reușești cumva să ți organizezi mult mai bine timpul, iar pentru alți raci chiar reușit să rezolvați ceva legat de niște relații, de o relație cu o persoană dragăție sau de relațiile tale la modul general vorbind. Poate reușești să-ți exprimi nemulțumirea. De ce nu? Posibil și acest lucru. La baza pachetului, diavolul pentru tine, foarte interesant, și cu uh, îndrăgostiții. Dragi raci, o legătură cu un capricorn, Zodia Gemeni, e cam o relație toxică pe aici. Fie că e o relație de la muncă, fie că e o relație personală, ceva e toxic aici, ceva nu-mi nu, nu place. Următoarea carte, Regina de monede, poate e ceva legat de bani sau e ceva legat de o proprietate, de ceva ce costă mult. Regina de monede vorbește despre o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar vorbește și despre o siguranță pe care și-o dorește. Următoarea carte, Luna, cartea ta în tarot. Vezi că e bine doar să-ți asculti intuiția, lasă zona aceasta rațională deoparte, că nu știu cât de mult te ajută în perioada asta. Da? Și e bine să nu exagerezi nici tu cu absolut nimic. Da? Nu exagera pentru că momentan treci printr-o perioadă în care nu ai multă energie, da? Atenție la niște alegeri pe care le ai de făcut astăzi, mai ales alegeri legate de contracte, de muncă, de bani, mai văd aici Uite și șase de spade, deci atenție pe drumurile astea și pe schimbarea care poate să apară Pentru tine e o zi foarte intensă Atenție la o femeie. Zodia leu. Dragi e o zi în care apar tensiuni pe bani, da, pe valoarea de sine nu mai înțelegi tu, nu te simți bine, nu știu, vrei să-ți iei un cadou, vrei să-ți cumperi ceva, nu te simți apreciat, apar tensiuni în relația cu persoana iubită sau în relația cu un copil și tensiunile țin ori de bani, ori de uh, valoarea pe care tu o ai pe acolo, adică cât de mult ești tu respectat, cât de mult ești băgat în seamă. Um, dar este o zi foarte bună pentru tine să rezolvi niște probleme legate de muncă și de starea de sănătate. Um, chiar este o zi în care poți să primești un ajutor financiar sau poți să primești uh, niște vești bune chiar de acolo de unde te aștepți tu mai puțin. Hai să vedem, dragi lei. Prima carte, Cavalerul de băte și cu nouă de monede, foarte frumos. Văd aici multă bucurie, entuziasm legat de bani, legat de independența ta. Ți-am zis că până la urmă rezolv lucrurile. Pe de altă parte este o zi în care ai tendința să te arunci așa cu capul înainte într-o situație. Ai foarte mult curaj, ești foarte energic astăzi. Nouă de cupe, o bucurie, o mulțumire, o împlinire de care ai parte. Și ultima carte 4 de monede, uite, încep să fii mult mai sigur pe tine. Primești niște vești bune, primești o avansare, primești ceva tu acolo care uh, Nu știu, te bucură foarte mult. Ai fost stresat, uite, în legătură cu un drum, în legătură cu o bucurie, dar se rezolvă lucrurile. Zodia Fecioară. Pentru tine este o zi în care apar tensiuni în relațiile cu ceilalți și este o zi în care ți-aș recomanda să acorzi o mai mare atenție problemelor legate de acte, hârtii și documente. Apoi, uh, tot astăzi, uh, vezi că pot apărea tensiuni în relația cu o persoană importantă din familia ta. E cineva acolo care conduce. Sau uh, pot apărea discuții în relația cu partenerul de viață, asta dacă ești cu cineva. Însă, uh, foarte interesant este faptul că astăzi tu reușești să te împarți așa favorabil între. Uh, prieteni și persoana iubită sau reușești să găsești o soluție la problema ta legată de dragoste, legată de un copil, legată de o petrecere, de o distracție. Deci tu reușești să organizezi lucrurile și reușești să îți rezolvi această tensiune pe care probabil o simți de ceva timp. Hai să vedem, dragi fecioare, ce trebuie să știți? La baza pachetului, roata destinului și cu șapte de spade. Să știi că este o zi în care poți să afli niște secrete sau poți să afli niște lucruri care nu-ți plac. Se întâmplă un eveniment care schimbă puțin lucrurile, iar șapte de spade îmi spune că tu nu te simți în largul tău sau nu te simți bine. Da? Uite, poate să fie ceva legat de niște acte cu justiția. Mai văd o legătură cu zodia balanță, dar poate să fie și ceva legat de o lege Următoarea carte pentru tine, Forța sau Puterea, O Legătură cu un leu, așa cum îți spuneam, pot apărea tensiuni în relația ta cu ceilalți, sau pentru alții dintre voi discutăm despre faptul că apar niște evenimente neprevăzute, apar niște lucruri neașteptate. Următoarea carte. Cavalerul de Spade, o zi cu multe surprize pentru tine. Cavalerul de Spade vine cu multe reacții neașteptate din partea celorlalți, dar vorbește în egală măsură și despre discuții clarificatoare care pot avea loc. E o zi plină cu surprize pentru tine. E vorba de o situație fixă, de ceva fix ce tu credeai că e fix, ce credeai că e așa și până la urmă. Lucrurile merg într-o altă direcție. Atenție pe drumuri astăzi, și atenție în conversațiile cu ceilalți. Nu știu, printr-o ceartă, printr-un eveniment se întâmplă ceva, și deodată lucrurile iau o altă întorsătură, și ți-am zis că o să rămâi surprins că rezolvi niște probleme foarte importante. Zodia Balanță. Dragi balanțe, astăzi mare atenție pe sănătate, nu exagerați, nu vă apucați să faceți nu știu ce chestii ciudate, da, nu trageți de voi, asta este foarte, foarte important. Și mai mult decât atât, pentru tine este o zi în care... E posibil da să ai niște probleme legate de un șef de o conversație sau ceva legat de un drum. Deci, atenție din acest punct de vedere. Uh, nu vezi tu detaliile foarte bine, sunt niște discuții acolo, niște lucruri, dar pe de altă parte este o zi foarte bună în care poți să-ți rezolvi ca prin minune așa să închizi ceva legat de casă, muncă. Ceva legat de zona autorităților, de o persoană din familie. În sfârșit, reușești să mai clarifici anumite aspecte. Hai să vedem, dragi balanțe, ce faceți. Ce trebuie să știți: Prima carte, Regele de monede, și cu 8 de cupe o legătură cu o zodie de pământ, taur, capricorn, fecioară sau o activitate pe care tu o faci din viața de zi cu zi. Da? Nu e ceva ieșit din comun. Abandonezi ceva, lași ceva în urmă. Poate chiar îți termin săptămâna și te bucuri de ceea ce se întâmplă. Trei de monede, da? Uite, te întâlnești cu niște prieteni sau înveți ceva nou. Lucrezi la ceva împreună cu o persoană studiez ceva. Ai o muncă în echipă. Ultima carte, patru de bâte și uite, cartea vorbește despre bucurie, vorbește despre uh, o sărbătoare să faptul că sărbătorești ceva, apare o veste bună, deci se mai rezolvă lucrurile. Era ceva ce trebuia să închizi tu, nu știu ce, sau un proiect, ceva ce ai tu în desfășurare, în sfârșit reușești să mai clarifici lucrurile. Zodia Scorpion. Pentru tine este o zi în care vezi că apar tensiuni în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită, în relația cu prietenii. Sunt acolo niște planuri de viitor pe care nu le aveți în comun. da Cei care sunteți singuri. Este acea zi în care mai apare acea criză. Că sunt singur, că sunt singură, că nu se mai rezolvă lucrurile. De unde pot, mai pot apăra tensiunile? Chiar din ideea aceasta de a nu te simți apreciat într-un grup de oameni, de a nu te simți la înălțime, iar unii scorpioni chiar e posibil să vă faceți griji atunci când vine vorba de niște cumpărături pe care le aveți de făcut. Da? Atenție pe cât cheltuiți. Nu știu, cineva vrea să-i cumpărați ceva, copilul vrea să-i luați ceva și voi spuneți, băi, da, dar n-am suficienți bani să nu se poate să faci asta și așa mai departe. Dar, uh, E interesant că rezolvi ceva, nu știu, ori o persoană din apropierea casei tale te ajută, ori e ceva legat și de zona străinătății. Ideea este că rezolvi niște probleme foarte, foarte importante și vezi că intuiția te ajută. Uh, poate chiar ar fi bine să experimentezi ce vrei tu pe acolo. Ți-am zis că totul e cu un rost astăzi, nimic nu se întâmplă așa uh, doar să fie. Chiar dacă apare, în noi nu prea înțelegem nimic și ne mai și supărăm. Lucrurile se pot rezolva. Da? În general, să știi că e o zi bună pentru tine. Nu știu, îți schimb planurile de viitor. Adică planurile pentru următoarea perioadă. Se întâmplă ceva acolo. Hai să vedem, dragi scorpioni. la baza pachetului spânzuratul și cu 8 de cupe. Spânzuratul vorbește de o legătură cu zodia pești, dar și despre un blocaj de care îți spuneam eu. Apare un blocaj sau apare ceva ce nu-ți place și văd aici 8 de cupe, îmi spune faptul că parcă alegi să renunți la ceva anume, alegi să lași ceva anume în urmă. Următoarea carte, 3 de monede, e ceva legat de un grup mai mic de oameni sau un grup format din trei persoane? Parcă te sfătuiești cu cineva, parcă lucrezi cu cineva la ceva anume. Ultima carte, 4 de băte, se pare că plănuiești ceva sau faci ceva legat de sărbători sau ceva legat de o petrecere, de o distracție, de o vacanță. E o zi în care ți se cere să privești lucrurile puțin diferit, da și să lași ceea ce nu funcționează în urma ta, pentru că e cel mai bine așa. Zodia săgetător. O zi în care pot apărea tensiuni uh, în relația cu familia în. Nu știu, pe zona aceasta a moștenirilor, a casei, nu știu, apar niște chestii pe acolo. De asemenea, atenție puțin astăzi, pentru că pot apărea tensiuni în relația cu șefii sau în relația cu autoritățile, însă este o zi bună pentru tine să te afirmi, este o zi bună să rezolvi și ceva legat de bani sau ceva legat de o moștenire pentru unii dintre voi. Reușiți să vă cumpărați ce vreți, reușiți să faceți lucrurile să funcționeze. Cineva reușește și face rost de bani. Chiar primește o veste uh, pozitivă, o veste bună. Hai să vedem, dragi săjetători! La baza pachetului pentru tine, 8 de cupe și regina de cupe. E o zi în care parcă abandonezi ceva, lași ceva deoparte și văd aici că îți asculți foarte mult intuiția. De asemenea, o femeie foarte apropiată de sufletul tău poate avea un rol foarte important uh, pentru tine în această zi. Mai avem aici 3 de cupe, deci o primă victorie, o primă bucurie, e ca o petrecere, o bucurie mică pentru tine, nu știu, e ceva legat și de niște prieteni, de o întâlnire. Ultima carte, Marele Preot, foarte frumos, o legătură cu Zodia Taur, dar este o zi în care tu reușești să rezolvi ceva important, ceva legat de o persoană pe care tu o respecti sau chiar poate să fie o zi în care reușești să te afirmi, reușești să îți impui punctul de vedere. Cartea vorbește și despre o un profesor, un mentor. Deci, ceilalți te văd așa, strălucești, lucrurile sunt bune, chiar dacă apar acele tensiuni. Zodia Capricorn. Uh, pentru tine este o zi în care apar tensiuni pe drumuri. Dacă ești o persoană care trăiește într-o altă țară, da, deci în străinătate, vezi că apar niște tensiuni sau afli de niște vești care te tulbură așa puțin din țara ta. În general, vorbind capricornii, au o zi tensionată astăzi pe drumuri și tensiunile să știi că pot apărea chiar și de acolo de unde te aștepți mai puțin. În mod special poți să auzi de o închidere bruscă legată de un bărbat. Da. Pe de altă parte, este o zi în care tu reușești să rezolvi niște probleme prin niște informații pe care le primești, fie din punct de vedere spiritual, îți vine o idee, ai ca un fel de trezire, conștientizezi ceva, ori printr-o sfătuire, adică printr-o conversație. Cu un terapeut sau cu o persoană care lucrează undeva la nivel înalt. Și de acolo se rezolvă niște lucruri chiar legate de relațiile tale. Și asta e de bine, spun eu. Hai să vedem, dragi capricorni, ce faceți, cum sunteți, ce se poate întâmpla. La baza pachetului lumea și cu faietonul, uh, Faetonul da o legătură cu un rac aici. Nu știu. Uh, pentru unii capricorni, chiar este o zi în care vă relocați, nu știu vreți să vă mutați de undeva sau primiți o veste, uh, poate sunteți prinși pe drumuri. Trebuie să faceți drumuri și în plan personal și pentru a rezolva lucruri importante. Da, Următoarea carte pentru tine. Este opt de monede. Deci, este o zi în care te preocupi de muncă, și chiar o zi în care, dacă iei lucrurile încet, sigur, și mai ales dacă dai dovadă de perseverență, să știi că lucrurile se rezolvă. Mai văd o bucurie legată de muncă sau o bucurie legată de o persoană dragăție. Ultima carte șase de monede. Uite, primești niște bani sau faci niște cumpărături astăzi. Șase de monede vine cu un echilibru. Poți să primești bani din două părți. Sau primești bani, dai bani, dar rezolvi niște probleme importante. Zodia vărsător. Dragi vărsători, chiar o zi destul de interesantă, aș spune eu. O zi în care Apar tensiuni pe bani, da, ori ai de, ai de dat niște bani, se întâmplă niște lucruri, nu, nu te simți tu atât de valoros într-o anumită situație, mai ales când vine vorba de un cerc de oameni în care mergi, da, mai ales când vine vorba de viitorul tău, parcă lucrurile sunt nesigure, parcă nu mai știi ce se mai întâmplă. Dar important este pentru tine faptul că astăzi reușești să închei, reușești să finalizezi ceva legat de o problemă de sănătate sau. Ceva legat de. Uh, o problemă veche de la muncă, deci se rezolvă niște lucruri. Nu știu, primești niște bani suplimentari, ești apreciat acolo, îți învinge o teamă și lucrurile sunt bune pentru tine, da, hai să vedem și tarotul ce îți transmite ce trebuie să știi tu astăzi. Să vedem, dragi vărsători. La baza pachetului pentru tine, 8 de spade, valetul de băte. Foarte interesant. Nu prea știi ce să mai spui, da văd o lipsă de comunicare în relația cu un copil sau în relația cu persoana iubită, alți vărsători, nu știu, parcă trăiți așa intens, dar parcă e ceva ce vă blochează acolo, da, e ceva ce nu vă lasă să vedeți ce se întâmplă. Următoarea carte, 10 de băte. Este o zi destul de aglomerată pentru tine în care ai multe lucruri de făcut, dar chiar ți-aș recomanda să nu exagerezi cu așa ceva. 10 de băte reprezintă și un final. După o perioadă aglomerată, în sfârșit primești răspunsul pozitiv, în sfârșit rezolvi ceva important pentru tine. Iar ultima carte, valetul de monede, o legătură văd aici cu o persoană mai tânără sau cu o persoană care studiază, dar poate să fie și o zi în care în sfârșit încep să vezi lucrurile mult mai clar și se rezolvă ceva, așa cum s a spus. E ca o nouă etapă pentru tine din punct de vedere fizic, material. Zodia pești. Dragi pești, o zi în care apar tensiuni în relații, da? dați așa peste persoane mai dure, mai critice, Atenție pe acte, hârtii și documente astăzi și de asemenea e o zi în care pot apărea tensiuni în relația cu șefii sau în relația cu autoritățile. Pe acolo se întâmplă lucruri, dar partea bună e că e o zi în care ori reușești să te vezi și cu prietenii și cu persoana iubită, rezolvi și acea problemă legată de un copil sau ieși la o distracție împreună cu persoanele dragi ție și chiar ți-ar prinde foarte bine pentru că ai șanse să și cunoști pe cineva. Deci dacă vrei să ieși undeva vineri, e ok tot înainte. Dar grupurile mari de oameni sunt pentru tine. Adică un concert, o petrecere, ieși în oraș, ieși într-un cerc de prieteni, undeva. Da. La baza pachetului avem 2 de spade și cu 3 de spade. Dragi pești, dar sunteți aici. Nu prea comunicați, e ceva ce vă frânt inima, e ceva ce nu vă place. Repet, atenție pe acte, hârtii și documente. Da? Cu atât mai mult dacă e vorba și de ceva legat de casă. Următoarea carte, 2 de monede care vine cu tot felul de lucruri. Doi de monede vorbește de acel moment în care trebuie să te împarți între două direcții. Poate chiar încerci tu acolo să jonglezi, încerci, mă rog, încerci să accepti, poate încerci să te împaci cu ideea. Ultima carte, cavalerul de cupe. Exact ce spuneam. Uite, o invitație pe care tu o primești pentru a merge undeva. Sau poate să fie o zi în care poți să întâlnești pe cineva, dar nu e valabil pentru toți peștii. Cavalerul de cupe poate să vorbească și despre o ofertă de dragoste pe care poți să o primești sau un drum pe care îl faci împreună cu o persoană foarte dragă sufletului tău. Și aici poate să fie o prietenă, o persoană apropiată ție, da? Da, peștii nu sunt foarte comunicativi astăzi, dar vestea bună totuși apare. Da? Lăsați trecut în urmă pentru că, ia uitați, teau aici vine cu o speranță foarte mare pentru voi urmăriți semnele din jurul vostru și o să fie bine. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Și de asemenea, te invit cu drag la previziunile pentru această săptămână, dar și la previziunile pentru următoarea săptămână. De asemenea, nu uita faptul că au apărut previziunile și pentru anul 2023. Te îmbrățișez și îți doresc o zi de vineri cât mai frumoasă, cu atenție mare pe drumuri și pe detalii.